În zadar alergăm fără rost după lucruri nefolositoare care pierd odată cu noi. Ba uneori nici somn nu avem, nici sfintele sărbători nu le mai ținem, nici la biserică nu găsim timp să mergem, nici acasă nu ne rugăm, nici cărți sfinte nu citim, nici pe cei bolnavi nu-i cercetăm, nici de moartea cea grabnică și de judecata lui Dumnezeu nu ne mai aducem aminte. Toți dorim cât mai multe, toți visăm averi, cinste, sănătate și viață fericită dar de faptele creștinești de rugăciune, de iertare, de pocăință și de Dumnezeu, aproape toți uităm. De aceea este în lume atâta suferință și sunt atâtea boli și certuri în familie, pentru că am uitat de Dumnezeu. Am uitat de poruncile Lui, de dragostea Lui, de biserica Lui, de mântuitoarele Lui învățături ale Sfintei Evanghelii, punând nădejdea numai în mâinile, în mintea și în mândria noastră. Poate de aceea mulți creștini nu au adevărata pace și mulțumire sufletească să ne întoarcem din nou la Dumnezeu, la rugăciune, la lucrarea faptelor bune. Dumnezeu ne așteaptă să nu ne mai mândrim cu mintea noastră, să nu ne punem nădejdea în mâinile noastre, nici în viața aceasta trecătoare, ci numai în Dumnezeu să credem, în El să nădăjduim, Lui numai să îi ne închinăm, la Biserica lui Hristos să mergem cât mai des și prin pocăință și viață creștinească să lucrăm ogorul mântuirii noastre. În toate cele bune să fim întâi, și la locul mâinilor, și la biserică, și la milostenie, și la post, și la rugăciune. Cu mâinile să lucrăm, dar cu mintea să ne rugăm. Cu picioarele să călătorim pe calea vieții, dar cu limba să lăudăm pe Dumnezeu și să dăm sfaturi duhovnicești. Să creștem copiii în frică de Dumnezeu, să trăim în pace cu iubitorii de pace, iar de cei răi, răzvrătitorii, eretici și robiți de patim să ne ferim ca să nu cădem în cursele lor. Să nu ne biruim nici de mândria hainelor, nici de laudele sau o cara oamenilor, nici de beție sau cumplita de sau de mulțimea grijilor pământești care stăpânesc astăzi toată lumea. De vom face așa, vom duce aici viața liniștită, vom avea timp mai mult de rugăciune și vom fi fericiți și pe pământ și în cer. Atunci vom putea cânta împreună cu prorocul David. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce laudă pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Amin.